Ioana Paraschiv. Dar da, slavă Domnului, la noi e ca în gară, pleacă unii vinații și sunt aici ca să ne spulbere tristețea de a o pierde pe Ioana Paraschiv, Pavel Stratan și Alesia. Bună dimineața! Bună dimineața! Tata, eu am puțină treabă, dacă puteți să mă lăsați în pace. Așa, nu e nicio problemă. Așa, ar trebui să te duci să-l plimbi, cred. Păi asta zic, merge? E un moment bun. Stai cu noi, că avem întrebări. Da? Ba, bine, hai că mai stau atunci. Bună, și vrem să ne și cântați, nu? Da, Cristin, haideți da? Să... Da? Uite, da, da, aia rele. Oaspeții noștri primiți cu entuziasm în emisiune. Clare! Noi ne vrem în sezonul 2 de emisiune să luăm un leu. Da. Un leu greu sau... Un leu greu sau... Nu mai a trecut perioada glumelor. Că deja s-a trecut la leu greu de ceva timp. Mama, abia așteptam să ajung la voi, sincer. Serios? Da, pe bune. Pentru că suntem amuzanți. Nu, pentru că sunteți foarte tari. A, deci pentru că suntem amuzanți. Te urmărești în fiecare dimineață? Da, aproximativ, cât îmi permite timpul. Acum sunt în promovare și mă trezesc, într-adevăr. Atunci ești gata să ne răspunzi la câteva întrebări? Da, cum să nu, împreună cu Pavel aici. Bună dimineața, răspundem. E dimineață, nu? Bună dimineață. El se trezește mai ok decât noi. Păi e pe flusul orar din Republica Moldova, îmi închipui. Adică o oră înainte. Nu știu, dar știe, mai e responsabil, e familist, are doi copii. Noi, dacă nu avem emisiune, ne trezim când... O cățelușă. Când... O cățelușă. Ai și o cățelușă? Să nu aduci, te rog. Ai și eu un cățeluș, am un Yorkie. Are 2 kilograme. Da, deci poți să ții în poșetă. Îl mânca whisky frumos. Na, îl mânca cu ce face Nina acolo. L-ar fi purtat ca accesoriu. Ce ai gătit? Am făcut un mus de vită cu un auz. Poți să vin să văd? Sigur. Du-te, dar nu înțeleg ia ceva, am făcut la noi. Vrei să sigur? Sunt foarte pofticioasă. Pe Nini, nu-l mânca, iar mai avem nevoie de și mâine. Da, cu miroase. Ba da, miroase foarte bine. O, Doamne. Să știi că în ciuda aparențelor... Am pus să le iau acasă pe Nini. Toată viața mea am dorit un bărbat care să știe să gătească. Mă ofer sigur. Sau... Zic să plecăm de acum. Că m-am sărat de tatiul meu de acolo. Eu sunt tatăl lui adoptiv, poate ar trebui să știi, discuțiile se poartă adică cu mine. Adică vin să-ți cer mâna astăzi. Exact, deci cu pețitul la mine vorbim. Zic și dacă nu. Tot vii tu să-mi cer mâna, nu mai bine vorbiți despre noua piesă. Hai, vorbele tale. Fii atent, vorbele tale pot fi letale. Păi asta e și ideea. El intenționat a zis așa, vorbele tale. Știi cum zic? Că e... An de muncă în televiziune. Deci a cui e piesa? Este o piesă compusă de mine și de Pavel. Orchestrată de băieții la Bros Project. Am filmat și un videoclip, este deja gata, în producția lui Alin Suru de la Red Clover Media. Styling Amir Doboș, make-up Ana Mironescu și hairstyling Gabriela Buică. Știți cum e cu mulțumirile? Da, da, da. Iisus Hristos pentru harul pe care ți l-a dat. Da, și asta. Și videoclipul e gata sau nu e gata? Ba da, este gata. Este gata. Este gata, dar încă nu l-am lansat. Am noi înțeles. Avem, mergem la vizionare cu niște, Pavel. Avem niște imagini. Pe care aul. Niște oameni angajați speciale au furat. Cred că din ne-au prins. Studioul vostru și... Na, nu ne-au prins? Face. Nu știu, n-am văzut nicio imagine. Da, e nu foarte frică de Pavel nu. Stratan, pentru că a venit în mânecă scurtă. Nu știu dacă observați, dacă se poate da un cadru un pic mai aproape, dar mi-aș putea compara Pavel capul merge cu bicepsul ăla. Da. E un pic înspăimântător. Noroc că e drăguț și cald la față, pentru că altfel mi-ar fi destul de teamă. Să știi că... Să nu știi cum e cu aparențele. Că eu lovesc foarte tare, chiar dacă... Deci ar trebui să-mi fie teamă de tine mai degrabă. De mine mai așa degrabă. Așa că dai binecuvântarea. Da, da, da. Ia-l pe Nini să fie al tău pentru vecie. Regia, aici suntem gata să... Aici vreau Nini. Dacă nu se poate cu vorbă bună... Da. Trecem haide, la armele. Să intre podul de flori. Bafta ta e că Nini are întotdeauna niște orez acolo de desubt, care l-au adică. Niște cuvinte frumoase, gata să... Și porumbei, nu? Da. Haideți să vedem ia câteva să vedem. Imagini din videoclip. Ia, ia, ia. Uite că ele ia, curg. Ia, ia. Curg. Astea sunt. Da. A, astea sunt? Da, curg. Astea? Regia, astea sunt? Da, da, acestea uite, sunt. Aici suntem la cina uite. Romantică. Da, uite. Așa. Aici suntem în dormitor. Ok. Parcă e un cuplu invitat la noi care ne povestește da. Vacanța aici, lor. Pavel e mai făcut. Aici suntem la partea de dans, o să le vede și pe fete. Am putea să insistăm un pic mai mult, regia, pe partea... Ok. Da. Da. Aici când Pavel încearcă să-și exprime și eu nu vreau și să cred în vorbele lui, așa? Așa. Hai și asta e finalul oarecum. N-am mai putut scăpa. Da.
Păi? Dar și tu ai insistat, acum ai iartă. Da, 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 a venit cât un trandafir, cât un trandafir, a văzut că nu merge, să mai aducă mai mult. Cum poți să refuzi asta? Nu? Asta da. Zic. Asta adică florile sau pe mine? Păi cu, pe tine? În, cu... Întregul. Dar cum... O doamnă, cum uitați aici, o doamnă. O doamnă, da. Cum v-ați găsit? Cum ați început această colaborare? A fost o chestie foarte amuzantă, sincer, dar eu cred foarte tare că dacă îți dorești niște lucruri cu adevărat, ele se întâmplă. Eu îl urmăream pe Pavel de când s-a lansat și tot timpul mă uitam așa cu o admirație, pentru că e un om foarte talentat, toată lumea știe asta. Of course. E un om respectabil, un familist convins și un om pe care nu poți decât să-l admiri. Și mă, am să luat o petrecere la Kiss FM, ca să vedeți ce se întâmplă. Da, e viața FM, da? Da. Și a venit băieța aia Bros Project și mi-a spus să... Bună, poți să fii pe la, pe la studio să-ți artăm niște piese? Și am zis, ok, hai să... Uite pe asta, aici stai la bucătărie. Târziu. Aici găteam. Nini, fii atent că și eu gătesc. Uite ce te așteaptă. Ai văzut ținută? Da, am văzut, da. Asta. Poți să gătesc și așa. Și pentru că Dumnezeu există, da. Poate să gătească și așa. Băieții mi-au spus să hai pe la studio. Așa am ajuns la studio, era piesa asta într-o altă formă și cu alte voci de fată. A fost în vreo 3 variante cu niște artiști foarte cunoscuți. Și am zis, dacă puteți să lăsați doar partea lui Pavel și să-mi trimiteți așa să scriu pe ea. Și mi-a trimis, i-am trimis lui Pavel, lui a plăcut, eu am scris părțile mele, el a scris părțile lui și s-a întâmplat asta. Și de aici s-a și întâmplat de aici magic. Sunteți de nedespărțit. Pavel, tu ce mai faci? Țin nevoie. Pavel are foarte multe proiecte, să vă spune despre asta ele. Asta zic, ce ai mai făcut, ce vrei să faci, ce faci? Proiecte. Ah, perfect, bun. Dar Cleopatra ce face? Dar Cleopatra tot are ceva care o să apară în toamnă. Mai întâi o să apară Cezar cu albumul... Cezar e atât. Da, 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 știu. E cât Nini aproape. Hai, măi, nu fi răutăcios. Nu te lua de Nini al meu. Dar în afară de asta mai am niște colaborări. Cu cine? Poți să ne spui cu cine? Da, cu cineva din Vaslui. Da. O piesă care se numește În Moldova. O piesă... care cineva din Vaslui cunoscut sau acum se va afirma? Să știi că asta cu cunoscutul mie, eu nu sunt de acord cu asta. Păi nu, eu doar dacă am întrebat oamenii dacă... sunt talentați, îți absolut. Place? Absolut. Nu, eu am întrebat dacă sunt cunoscuți, da. Ca să-i putem identifica. Se numește Cristi, cred că a scos a doua piesă sau a treia. Și e piesă. Pe rap sau pe... Da, cam pe rap. E pe rap, am înțeles. Așa și alte colaborări? Liviu Vârciu. Asta e, sună interesant. Nu putea interesant. Să zică și mine, să mă duc și eu să cânt. Și mai am o colaborare care poate să fie cu Smiley și cu Cerebel. Doamne ajută! Oamenii talentați. Și în momentul ăsta, colaborarea cu Alessia, despre colaborarea asta, cine poți spune? Nu poți să te las în pace, știu că asta vrei, da? Mă retrag. Poți să te duci să te obișnuiești cu viitorul tău. Și să puși cu viitorul din, meu. Să puși din vită și turnul ăla din nou. Neut. Vrei să mă retrag? Nu știu ce să spun. Ce să... Cum ți s-a părut? Cum ți s-a părut piesa? Ți-a făcut plăcere? Nu ți-a făcut plăcere. Ți-a făcut plăcere. Nu, dacă nu îmi făcea plăcere, nu stăteam pe versuri atât. Am lucrat la versuri foarte mult. Cam cât ai lucrat? Nu țin minte, dar vreo 2 luni de zile mi-a luat. Am înțeles. Ceva. Și când spun mult, nu înseamnă că am lucrat o dată în săptămână, dar cam 2 luni și în turneu cât am fost și în mașină. Și mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut... Cum s-au înfiripat toate lucrurile. Da, și clipul mi-a plăcut cum s-a filmat și tot. Perfect. O să ascultăm roadele muncii prietenilor noștri după un pic de publicitate. Nu plecați nicăieri pentru că ne întoarcem cu Pavel Stratan și Alessia. Ah, now I'm
Întoarță, ne-am trezit pentru ultima oară astăzi, pentru că nu e așa, e timpul să terminăm emisiunea. Ca orice lucru frumos trebuie să se încheie undeva și al nostru se încheie tare, tare bine, pentru că îi avem acolo pe Pavel și pe Alesia care sunt pregătiți să ne cânte. Noi vă zicem la revedere, ne-am vedea mâine dacă am putea să ne vedem. Noi vă așteptăm tot aici, nu? Tot aici. Da, da, la tot pe... Auzi, poți să zici și eu de Facebook aici sau sigur cum facem? Da. Sigur, da. Sigur. Da? Da. Facebook Alesia oficial, Alesia cu 2F, oficial cu 2F și Pavel Stratan. Așa și ne-am trezit, dacă tot suntem da, aici. Auzi, putem să zicem și noi de Facebook. Că dacă da. E... Da, ne-am trezit, www.facebook.com, ne-am trezit scris legat și dacă sunteți un pic români, o să înțelegeți și de ce. La revedere și vă lăsăm cu Alesia and Pavel Stratan. Este tot ce ne leagă. Nu mă pot lupta cu mâinile goale. Nu mai am arme pentru vorbele tale. E vina mea. Nu ești tu vinovat, că am vrut eu să cred în minciuna ta. Dragostea e vecină cu ura, e vizită la ea. Spune ce vrei, că nu te mai ascult. Poți să spui orice, nu crezi niciun cuvânt. Ești mincinos de meserie și-a știut cum să mă minți frumos. Aș vrea să fac totul să meargă. Iubirea pură este tot ce ne leagă. Nu mă pot lupta cu mâinile goale. Nu mai am arme pentru vorbele tale. Aș vrea să fac totul să meargă. Iubirea pură este tot ce ne leagă. Nu mă pot lupta cu mâinile goale. Nu mai am arme pentru vorbele tale. Sfârșitul lumii. N-am înțeles, ai zis sfârșitul lunii. Și-ai spus doar ce am vrut să aud și te-am crezut. Ți-amintești când spuneai? Mi-amintesc când spuneai. Stai fără nici o grijă, tot doare să și ghi. Pi lumea asta mă interesează doar din ei și de tine. Noi doi împreună construim palate din vorbele care ne-am săturat să căutăm dreptate. Normal că aș vrea să meargă totul ca pe role, dar pentru asta ar trebui bagheta lumește rumanole. De când ne-am întâlnit, de atunci nu ne-am mai întâlnit, dar timpul trece împotriva noastră hotărât. De cât să împingem la deal cu mâinile goale, n-ar și mai gine totuși să rostogolim la bani. Nimeni nu poate ca tine să caute fără motive, nu dorim papură. Dar vorba spune că cine-i primul atacă, primul să apără. Știu că nu vrei să chici ori să cazni și într-un caz cum chic căștirile de ieri, pe ziarele de azi. Dacă te porți frumos cu mine, mă dau de partea ta să știi. Nu mă te rog frumos, nu mă certa când fac prostii. De dacă risară la întâlnire dintre noi doi deștepți, unul a să întârzâie, apoi tu pe mine să mă aștepți. Mă aștepți. Pentru